Lumea extraordinară a animalelor este foarte diversă și bogată. Natura niciodată nu se repetă. Astăzi vom vedea 12 creații de ale ei care sunt foarte rare. Animale care au rămas în exemplare unice. Unele dintre ele se află pe prag de dispariție, iar altele ies la lumina zilei odată la câteva decenii. De asemenea, vom afla istoria cele mai faimoase broaște testoase din lume, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Ocapii. Ce este de fapt un ocapi? Girafă sau zebră? Sau mixul dintre ele? De fapt, această specie este unicală. E un animal despre care se menționa încă în scrierile antice ale egiptenilor. Prin aspectul lor, se aseamănă mai degrabă cu niște cai, dar membrele sunt vopsite în dungi, ca la zebre. Ocapii se întâlnesc doar lângă pădurile dese din Congo. Salamandra gigantică chineză. Cu lungimea de 1,8 metri și greutatea de la 30 la 70 de kilograme, este cea mai mare salamandră din lume și cel mai mare amfibian de pe planetă. Partea superioară a corpului este maro, iar diferența în intensitatea culorii creează impresia că animalele au pete pe spate. Sunt expuse la pericolul de dispariție din cauza poluării mediului și a distrugerii intenționate. În ziua de azi, salamandra chineză se întâlnește doar la zoo. Lobsterii. Culoarea lobsterilor americani variază de la albastru verzui închis la maro verzui. Există și nuanțe mai rare, de exemplu albastru. Mutația este cauza, așa indivizii apar pe lume odată la 2 milioane. Mai degrabă ați aduna Royal Flash și Poker decât să dați peste așa lobster. Există și cel alb care se întâlnește, în general odată la 100 de milioane. Unul de genul ăsta a fost prins în 2010. Pescarul Jeff Edwards, dintr-un orășel din statul Maine, a prins un lobster rar bicolor. Șansa de a mai întâlni încă o dată un astfel de lobster este departe de realitate. Rinocerul javanez, care a avut mai mult noroc decât vărul său, este filmat pe camerele plasate într-o rezervație naturală. Uneori, oamenii de știință au norocul să se întâlnească față în față cu acest animal rar, ceea ce îi bucură enorm de mult. Cu părere de rău, azi au mai rămas doar 60 de indivizi ai acestei specii care locuiesc pe insula Java. Tigrul alb și cel auriu. Astăzi, această specie unică poate fi întâlnită doar în captivitate. Prădătorul a primit culoarea aurie prin încrucișarea diferitor subspecii. În total, în grădinile zoo din întreaga lume se găsesc în jur de 30 de indivizi de așa culoare, cei albi se nasc odată la 10.000. În captivitate se numără doar în jur de 130 de tigri albi. Cea mai cunoscută broască țestoasă pe nume Singuraticul George a fost un mascul de țestoasă uriașă din arhipelagul Galapagos. Acesta face parte din specia de țestoase de pintă și este singurul exemplar al acestei specii care rămăsese în viață după ce toate exemplarele au fost exterminate de pirații și marinarii ajunși în Galapagos. Imaginați-vă, un singur exemplar în întreaga lume. Până în 1972 se considera că toate au fost dispărute, dar în același an pe insula Pinta, un om de știință, maghiar, iar a găsit o țestoasă a acestei specii și a numit-o George, în onoarea unui actor american. Astfel încât nu au mai rămas alte țestoase din aceeași specie, oamenii de știință i-au ales o iubită dintr-un grup similar. A fost promisă o recompensă pentru cel ce-i va găsi lui George o femelă de aceeași specie ca și el. Într-un final, și-au oprit alegerea la două femele prinse pe insula vecină. George, care în 36 de ani de captivitate pe insula Pinta nu și-a arătat interesul în a se reproduce, și-a uimit îngrijitorii după ce s-a împerecheat cu una dintre cele două femele din rezervație care fac parte dintr-o specie similară. Îngrijitorii au găsit un cuib cu mai multe ouă în țarcul lui George și au pus trei dintre acestea în incubatoare. Cu părere de rău, necătând la toată grija acordată, niciun ou nu a clocit. Încercarea de a încrucișa două specii s-a dovedit a fi inutilă, fiind ultimul exemplar al speciei sale, Singuraticul George a murit în 2012, trăind 100 de ani. Mai târziu, despre el s-a scris o piesă foarte tristă, o piesă despre cel mai singuratic animal de pe planetă, unde au povestit întreaga istorie a vieții sale. Astfel, George a devenit cea mai rară și faimoasă țestoasă de pe pământ.
Calmarii gigantici cresc până la dimensiuni uriașe. Lungimea maximă de la vârful tentaculelor e de aproximativ 16 metri, fără ele 5 metri. Este cea mai mare după lungimea corpului moluscă și una dintre cele mai lungi nevertebrate cunoscute până astăzi. Greutatea acestui calmar poate trece de 275 de kg. Până astăzi se consideră aproape nestudiată și se nimerește în plasele pescarilor foarte și foarte rar. Prima capturare a unui calmar gigantic a avut loc în anii 70 și s-a repetat doar în 2007 în Noua Zeelandă, unde pescarii, conform unor rapoarte neoficiale, au prins un calmar cu greutate de 495 de kg. Dar astea sunt doar cifre despre care am auzit. Cine știe ce animale și de ce proporții se ascund în adâncurile în care nu au ajuns niciodată vasele pescarilor? Delfinul chinezesc Baiji. Unicul habitat al lor era fluviul Yangtze. Despre modul lor de viață nu se cunoaște aproape nimic. Specia a fost descoperită în anul 1918 și a nimerit deodată în lista celor mai rare mamifere de pe Terra. Până în anul 1920, numărul acestora era în jur de 3-5 mii de indivizi. În 1990, după numărarea efectuată de oamenii de știință, au rămas doar 200 de exemplare. Au mai trecut 10 ani și industrializarea rapidă a Chinei a condamnat această specie la dispariție. Din 2006, delfinii Baiji au fost declarați oficial dispăruți. Cercetătorii au încercat să găsească în fluviu măcar un singur delfin de această specie, dar nu au reușit. Peste un an, în 2007, un chinez a filmat un animal alb și mare care nota în fluviul Yangtze. Se pare că a fost ultima urmă a delfinului chinezesc. Probabil că ați văzut vreo tarantulă sau vreun alt păianjen în mare în zoo sau la expoziții speciale, dar pun pariu că nu ați văzut un păianjen cu pecete pe abdomen. Se consideră cei mai antici reprezentanți ai arahnidelor pe pământ. Strămoșilor au apărut acum vreo 100 de milioane de ani. Când fermierul chinez Lin Hua l-a găsit, de la început nici nu și-a dat seama că este un păianjen viu, a crezut că este o lucrare străveche de artă. Aceștia petrec mult timp sub pământ, acoperind intrarea în casa lor cu abdomenul ce seamănă cu o pecete antică. Marsuinul de Pacific e una dintre cele 100 cele mai unicale, evolutiv vorbind, specii care sunt pe cale de dispariție. Unicitatea evolutivă a acesteia spune că nu au rude. Nimeni nu le-a vânat niciodată. Existența lor a fost oficial confirmată doar în 1985. Amenințarea de bază este faptul că deseori sunt prinse în plasă. Poate fi găsită doar în Golful California și nicăieri altundeva. Și ținând cont că în natură au rămas doar vreo 300 de indivizi, să-i întâlnești este foarte rar. Marsuinul de Pacific este ocrotit strict ca una dintre speciile pe cale de dispariție. Faceți cunoștință! Acesta este ultimul rinocer alb și este mascul. Împreună cu el, oamenii au reușit să mai salveze și două femele. Nu contează ce face acest tip uriaș. Doarme, mănâncă sau se plimbă. Cei de la Security mereu îl urmăresc. Este o subspecie rară de rinocer și cel mai mare dintre ei. A încetat să existe în sălbăticie în anul 2008, în urma activităților braconierilor, care vânau coarnele lor. Braconajul a ajuns la un nivel critic în 1960. Astfel, cornul de rinocer putea fi vândut cu mai mult de 75.000 de euro per kilogram. Asta a dus la faptul că în 2014 în natură au rămas doar 3 rinoceri albi care se află în Kenya, sub pază 24/7. Două femele și un mascul continuă să ne dăruiască speranțe în viitorul acestei specii atât de rare. Puma din Florida. Cea mai rară subspecie de pumă. În acest moment, majoritatea indivizilor de această specie trăiesc în rezervația naturală din Florida. În 1970, pe teritoriul SUA, populația de pume a scăzut la un nivel critic de 20 de indivizi. Una dintre cauzele principale care duc la dispariția lor este uscarea mlaștinilor, care sunt habitatul natural al acestora. După o serie de măsuri luate în 2011, numărul lor a crescut până la 160. Cu toate acestea, cifra e încă critică. Puma din Florida a fost supranumită fantoma vestului sălbatic. Încă să o întâlnești în natură este incredibil de dificil. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!